Nu-i problemă. Ce faci, doamnă? Bine, mulțumesc, domnule. Cum te simți așa la final de 3 zile de eveniment? Foarte entuziastă. Cum ți s-a părut Bucharest Multiplier Event? Foarte interesant, foarte interactiv, cu posibilitatea de a cunoaște și a vorbi cu persoane din țări diferite, cu posibilitatea de a afla mai multe lucruri chiar despre București și despre România. Ce ai aflat nou despre București în turul de azi? Am aflat care este cea mai înaltă clădire din București, Palatul Telefoanelor. Am aflat despre pasajul englez, am aflat despre pasajul Victoriei, am aflat puțin despre monezile din România, unde poți să schimbi 10 lei în monezi. Okay. Spune-mi, mai vrei să adaugi ceva? Nu. Ok. Nu știu, după 2 ani de eveniment, așa aproape, mă rog, de 2 ani de proiect, cum ți se pare în ansamblu toată povestea asta? De mare impact. Personal am adunat foarte multe avantaje. Am lucrat pe platformă la cursurile de engleză-franceză și am experimentat puțin și cele de română. Am cunoscut oameni foarte interesanți, am avut posibilitatea de a călători și, într-un cuvânt, multe beneficii. Cuba.